doamnei Marii nu i-au picat bine acuzațiile doamnei Daniela, iar după emisia de ieri, Alina s-a dus să o cheme la masă, dar aceasta nu avea poftă de mâncare. Poftă? Nu am chef, nu am dispoziție și nici nu vreau să mi-o stric pe aia care o am. Înțeleg, dar haideți să mâncăm. Nu, mulțumesc. Ca să avem energie pentru sală, că mai am târziu facem sală. Oricum. Nu, fără să mâncați? Da. Nu se poate. Haideți că uitați, mi-am luat hainele pentru sală. Mă bucur, e închis. Eu nu fac așa, la bandă. Păi nu, când se deschide. Mâncăm după aceea împreună? Peste jumătate de oră. Ok. Nu permite energiilor negative să te... Nu, ci că eu sunt energia negativă. Nu contează. Nimeni nu deține adevărul. Tu gândește-te la tine. Nu contează. Nu contează. Nu te încărca. Nu permite. Creează-ți o aură așa în jurul tău. Nimic nu ne demonstrează. Doar trăim. Păi atât. Nu înțeleg. Mă tot întreb. Dumnezeu nu demonstrează nimănui nimic. Dumnezeu decât îți dă, iar tu ești liber să-ți gestionezi cum vrei ceea ce îți dă. Și poate că într-o zi vei înțelege de ce a trebuit asta. Cu siguranță, asta zic, mă întreb acum. Asta e vorba. Păi n-ai să știi acum. De aia mă întreb. N-ai să știi. Nu știu cine ar fi rezistat în locul meu. Tu. Nimeni nu e în locul nimănui. Fiecare e în locul lui. Singur împotriva tuturor. Ei, n-o lua așa. Și fiindcă mărul discordiei era lista de cumpărături, din cauza celor întâmplate, doamnei Marii a venit ideea de a face un fel de grevă. Știi ce o să fac? Nu o să mai mănânc niciodată nimic aici. O să mănânc doar pâinea care nu e cumpărată din... Le dau și bugetul meu. N-am nevoie de el. Da. O să mănânc doar două felii de pâine. Poți să vezi, asta fac. 3 săptămâni de ani mai pot eu. Nu-mi pasă. Nu faceți ambiție asta din asta, nu fac ambiție. Mai slăbiți încă 10 kg în 3 săptămâni. Nu-mi pasă. Păi și ăia 180 sunt tot ai dumneavoastră. Nu-mi pasă tot de din bugetul, să ia, să ia. Nu mai vreau discuții pe listă, nu mai vreau discuții pe bugetul emisiunii. Nu-mi pasă. Să-l ia cine vrea, îl donez. Mănânc două feliuțe, 3-4, nu contează cât simt eu de pâine. Mănânc din ceea ce îmi dau concurenții, din ceea ce primesc și nu mai îmi pasă de nimic. Centrul grevei organizate rămân gândurile. Iar cu gândul la Alina, Izabela redeschidea un subiect făcând niște remarci pe care le susține ca fiind adevărate. Mahalagioicele nu bate mahalagioicele. Păi ia să apărați mahalagioicele, să nu vă mai certați cu ele, că n-aveți de ce. Păi nu m-am certat, tu te-ai certat cu mine. Eu nu m-am certat, eu explicam lui Blaze, că Blaze a vrut să ridice ele lângă eu mine. Eu am auzit doar numele. Păi știu, și ați arăt cu gura pe mine, dar eu n-am zis nimica. Dar și noi suntem proști toți. Dacă e cum gândesc, eu da. În loc să dai mare ignor, noi stăm să dăm explicații. Asta am zis eu. Eu am văzut-o că stau cu ea în cameră. Voi de câte ori aveți o discuție, chit că e în contradictoriu sau nu în camera voastră, sau vine o altă fată și vorbiți cu ea, ea stă acolo la ușă și ascultă. Că eu de multe ori nu știam ce face, stătea așa blocată și trăgea cu urechea. Și după aia vine la voi. Am văzut-o de nu știu câte ori făcând asta. Auzi, dar acum de ce nu-i face masa și stă iar la după 12 noapte? Dar nu le lasă să stea după 12 noapte, stai cu minte, că mie îmi bate becul ăla. Nu, că eu de câte ori am văzut acolo stând, am zis, m-am dus și am zis. Exact, noi am stins lumina și s-a dus să-și facă masaj. Și noi vezi că m-a auzit comentând și a zis lui Alina, zice, hai că deranjem mamele, că a zis că... Păi la 12:30 tu stai, adică nu stingi nici lumina pe hol. Deci am stins lumina, s-a dus să-și facă masaj. Păi stai mă puțin. Dar toată ziua nu stă? Cum am zis eu aseară, zic, bă, dar veniți de la muncă 8 ore, 12 ore de muncă, sunteți obosite, nu mai aveți chef, vă găsește la 12 noaptea, să 12 jumate era. Eu nu le las să stea, pe niciuna, nici pe doamna Vera mi-am lăsat-o. Am nu, am comentat aseară. Eu vreau să dorm, becul acolo nu se stinge. Da. Chiar dacă nu vorbea, dar era becul. Dar nu contează, e becul și pe mine becul să mă sparge la ochi. Dar ca să vedem mai limpede care sunt părerile despre Alina prin casă, Ana Maria și doamna Ioana aveau și ele o discuție nevinovată despre comportamentul acesteia. Nu trebuie făcut mare cir în asta. Mie nu mă interesează. Că cu cât se amplifică discuția, cu atâta ea iese în față. Cum îți trebuie numai un subiect infim, atâta, atâta? Da. Ca să mai meargă încă la 3 persoane ca să continue discuția. Dacă te deranjează, spuneți punctul de vedere la persoana cine e în cauză, ai spus ce ai de spus, treci mai departe, subiect încheiat, nu trebuie să zici și în stânga și în dreapta și încă la 3 persoane. Că păi se duce peste tot, a fost acolo. Se duce peste tot. Păi asta zic. Păi și acum câte am stat, și noi i-am fost ceva sus spus, acolo spus, și vorbea. Și atât, nu cred că am vorbit. S-a dus sus și vorbea și încă vorbea, să auzea. Păi, treaba e.
Dar ce rost are atâtea? Dar nu mă interesează cum vedea și fiecare, facă ce vrea. Dar îmi place așa o discuție la care toată lumea să tacă. Da. Știi? Aș vrea să vă reacție. Ce tot vociferați pe acolo? Spus că din nou am vorbit de ea, păi s-o înțeles tocmai, nu cred că am spus ceva. Dacă ai ceva de spus, asta am spus-o și în față, dacă ai ceva de spus, spune la persoana respectivă în față și subiectul e încheiat dacă nu mai vrei să fie discuții. E simplă treaba. Și restul nu mă interesează. Mai despre asta e vorba, eu nu merg niciodată să vorbesc cu... Da, s-a văzut. Dacă alte ai avut ceva cu Emil, despre... îi spui la Emil și subiectul e încheiat. Nu mai merg am la doamna Maria, spunție. Nu mai merg la Cosmina, nu mai merg... Și subiectul păi, e de acolo să continuă subiectul. Deci nu mai da după aia că a, păi, vreau să ies din triunghi, din nu știu ce, din nu știu Ana, cum. Ana, am venit să spun ție ceva sau altceva. Am discuții cu tine, draga mea. Păi nu, tocmai dar n-a problema. Existat. Asta e problema. Te-am nici când... Și te-am spus-o și când noi doua am avut discuția. Vorbești în continuu. Ce ai de spus, spune l-om în față și subiectul încheiat. Ok, eu am spus că Alina este singură în fața casei, dar nu este singură în fața casei, cum sună asta, singură în fața casei. Da. E cu doamna Maria aliat de nădejde. Ce faceți, doamna Maria? Intrați în greva foamei? Știți că dacă în caz mai pâine vă îngrășați, nu o să slăbiți. Nu intenționez să slăbesc și nici să mă îngraș. Intenționez doar să nu deranjez. Asta a fost de când am venit aici scopul meu, da, să dar, nu deranjez da, pe nimeni, faptul să că, nu mă deranjeze nimeni. Mâncați din... E dreptul dumneavoastră. No, știți foarte bine că fiecare concurent are un buget, adică nu mâncați de la nimeni. Am spus două, trei vorbe la listă, că nici nu le-am susținut măcar, erau doar păreri, puteau să pună 10 kg de lămâi. N-aveam nicio problemă. Lămâi? Așa. Am văzut, apropo, am văzut o sacoșă mare cu lămâi. Cred că a trimis cineva lămâi. Da. S-a rezolvat, gata și cu lămâile, vă rog eu din suflet. Asta e vorba, nu vreau să pară că eu mă bag, nu m-am luat niciodată. Auzi că e pentru Marian. Da. Dă-și tu o lămâie aici, în stânga, da, dreapta, că asta, tu nu vezi despre ce vorbim, că în da. Post național de televiziune vorbim despre lămâi. Da. Zici că, auzi, zici că cresc lămâile ca merele, mere n-ați vrea și voi. Lămâi, fructe exotice. Da. Deci nu... N-am mâncat. Nici vorbă de greva foame, da? Liviu, despre starea mea. Ocupă-te de mama, păi ce faci? Băi, stați liniștiți. Am mâncat? Ia uite cine știe ce am mâncat. Alaltă e cartofi prăjiți, am mâncat. Aseară n-am mâncat, astăzi n-am mâncat. Nu păi, ține socoteala, vă rog eu. Mâncare, dacă da, asta îmi place mâncarea gătită. Poate așa mâncați. Ei gătesc mai bine. Ei gătesc mai bine. Nu moare de foame. Te rog, alimentează-o pe mama, că a mai avut un caz. O mamă care a refuzat să mănânce, te rog, ocupă-te de chestia mănânce, asta. O să mănânce, nu-i problemă, nu sunt mamă da. Să mor de foame. Haideți, doamna Mari, vă rog eu frumos. Asta. Nu, dar haideți, vă rog frumos. Hai să suntem oameni maturi. Alina, asculți pe la uși? Nu, nu înțeleg când, cum au tras concluziile astea, tocmai de aceea spuneam. N-a existat niciodată acest lucru. Pentru că nici nu mă interesează, sincer, ce vorbesc, pentru că oricum știu că vorbesc în continuu, așa că îmi văd de treaba mea, ceea ce văd, ce nu văd, da, nu mă afectează. Asta vreau să am surprins-o chiar pe doamna Ioana în material, spunând că știți că ascultă pe la uși. M-ați văzut dumneavoastră ascultând pe la uși? Da. Trecând și a mers puțin mai încolo și stat pe loc. Unde a existat acest moment? Alina, nu o să încep să-ți dau explicații. Păi. Dar nu te-a văzut numai doamna Ioana. Dar... Păi asta e, când da... Când e un subiect interesant, copa și Alina lângă. Că se întâmplă să fiu acolo, dar dacă trec sau nu știu, suntem în aceeași casă, e normal, nu îmi stă în caracter să ascult pe la uși, n-am stat niciodată. Ce dacă... vreau să menționez? Da, doamna Mari. Vă rog frumos, de câte ori am vorbit cu Alina, nu am vorbit despre nimeni din casă. Tocmai. Nu facem lucrul acesta. Pe Antena Play, cred că s-a văzut. Mulțumesc. Da. E foarte greu, cred, traiul la comun. Adică uneori e greu și cu membrii familiei tale. Dar rămite cu niște oameni pe care i-ai cunoscut aici, caractere diferite, cu educație diferită, din medii diferite. Dar până la urmă și ăsta este un exercițiu de supraviețuire. Și nu uitați un lucru foarte important. Nu plecați cu nimeni de aici în afară de logodnic, logodnică. Adică aia e. Nici cu alte mame, nici cu alți prieteni, nici nimic altceva.